Prima repriză pe care sunt convins că nu v-ați dorit-o niciun fel. Da, cred că a fost una dintre cele mai slabe reprize din acest an. Deși chiar mă gândeam că o să avem un meci extrem de dificil, veneam la 3 zile după jocul care ne-a epuizat foarte mult, cel cu Petrolul. Ei au jucat acum 8-9 zile, știam că vor fi proaspeți, vor veni, vor avea, din punct de vedere fizic, cu siguranță, mai multă vitalitate. Păcat de prima repriză foarte slabă, e adevărat că a doua repriză am mai făcut câteva schimbări și am intrat așa în joc, am reușit să și marcăm, ne-am creat ocazii, dar ăsta e fotbalul. Chiar a fost o zi neagră, îmi pare rău pentru publicul care a fost la stadion, toată lumea își dorea victoria, jucătorii, pot să spun, a doua repriză chiar au făcut un efort deosebit, dar trebuia să fim mai atenți la faza aceea din ultimile minute, când până la urmă oaspeții au reușit să-și apropie victoria. Cred că pentru a doua repriză merita măcar un punct. Am văzut că jucătorii s-au oprit la golul 2, cel de la Slobozia, așteptând să ridice arbitru față. Da, nu știu, n-am vădat seama, e situație la limită și chiar nu pot să-mi dau seama de moment. La finalul meciului a fost, v-ați dus către arbitru, s-au dat și ceva cartonașe roșii? Eu n-am fost, nu știu. Adică jucătorii, nu știu, s-au dus cartonașe roșii. Serios? Nu. Despre problemele de pe tunel, ce părere aveți? Domnul Mihalcea spune că a primit un punct, dar n-a nominalizat pe cineva. Eram în vestiar, sincer, chiar nu știu ce s-a întâmplat după finalul jocului. De ce această nervozitate? La final? Vă dați seama că există frustrare în momentul în care pierzi și ești acolo în spatele celorlalte două echipe. Vedeți, jucătorii mei poate au auzit și ei unele lucruri, se vorbește în fotbal, se vorbesc multe. Eu încerc să stau deoparte cât pot. Da? Le-am zis, dacă e să promovez această echipă, o pot face doar ei pe teren. Atât. Cât de mult îngreunează această înfrângere, această luptă la urmărea directă? Îngreunează, cum să nu îngreuneze? Vă dați seama, 3 puncte foarte importante, dar până la urmă, important e ce reacție să avem, cum ne autodepășim și mergem în Ghencea să jucăm și să obținem puncte. Sunt încă 3 etape, 9 puncte în joc. Important ar fi să încercăm să le obținem pe toate. România vine și-a văzut și o agresivitate și din comuna celor de la Slobozia. Și în meciul tur a fost la fel. Chiar mă așteptam la această situație, dar chiar nu vreau să dau vina pe nimeni, vreau să-mi asum această înfrângere, jucătorii să învețe din ea și să înțeleagă că în fotbal niciodată nu ești învingător înaintea fluierului final.